Salutare tuturor! Am ajuns la subiectul 2 de la uh, testul de antrenament numărul 1, subiectul al treilea, în care rezolvările trebuie scrise complet pe foaia de examen. Este vorba despre un exercițiu de la capitolul expresii, unde vom folosi formulele de calcul prescurtat. Să vedem despre ce este vorba. Se consideră expresia e de x egal 4x plus 3 totul la puterea a plus 2x minus 4 totul înmulțit cu 4x plus 3, închidem paranteza, plus x minus 2 totul la puterea a doua, unde x aparține lui R. Să verificăm la primul punct, la prima cerință pentru două puncte, dacă e de minus 3 este pătratul unui număr natural. Ce trebuie practic să facem acolo unde vedem x în expresia dată, să înlocuim cu minus 3 și să calculăm să vedem ce rezultat uh, obține. Așadar, e de minus 3 este egal cu 4 mulți cu minus 3 avem minus 12 plus 3 totul la puterea a doua, plus minus 3 mulți cu 2 avem minus 6 minus 4, prima paranteză, 4 mulți cu minus 3 adică minus 12 plus 3, închidem paranteza, minus 3 minus 2 totul la puterea a2. Mergem și calculăm. Fiecare paranteză e de minus 3 este egal. Minus 12 plus 3 ne va da minus 9. Atenție, avem uh, numărul negativ mult mai mare decât numărul pozitiv, deci semnul va rămâne minus și facem diferența în, dintre ele. Așadar, minus 9, totul la puterea a doua, plus minus 6, minus 4, avem același semn. Păstrăm semnul și adunăm numerele. Deci minus uh, 10 înmulțit cu minus 9 plus minus 5 totul la puterea a doua. Ne reamintim, un număr uh, negativ ridicat la o putere pară devine un număr pozitiv. Deci 9 la puterea a doua plus înmulțirea a două numere negativă, de asemenea este rezultat pozitiv, plus 90 plus 5 la a doua, am spus direct 25. Nu ne rămâne decât să facem această adunare. Cum 9 la puterea a doua este 81, suma tuturor ne va da 196. Cum pe 96 putem să-l scriem ca pătratul lui 14, 14 la puterea a doua, putem afirma că E de minus 3 este pătratul numărului natural 14. Dacă mă întrebați cum am ajuns, dacă nu știți pătratele perfecte, să spunem până la 15, cele uzuale, descompuneți pe 196 în factori primi și le grupați 2 câte doi Și avem 2 la puterea a doua ori 7 la puterea a doua, care ne va da 2 ori 7 totul la puterea a doua, adică 14 la puterea a doua. Și astfel obțineți pătratul perfect căutat. Mergem la punctul B. Determină număr natural N pentru care radical din e de n mai mic sau egal decât 3. Haideți să vedem cum arată expresia noastră. Observăm că paranteza 4x plus 3 apare la primul pătrat în produsul de la mijloc, iar 2x minus 4 se scrie ca 2, dând factor comun pe 2, 2 pe lângă x minus 2 și obținem fix paranteza din de la final. Astfel, ca să calculăm mai ușor, deși putem să ridicăm la puterea a doua fiecare paranteză și calculăm, putem să notăm prima paranteză cu A și ultima paranteză cu B. Deci, expresia noastră devine A la puterea a doua plus 2, îl dădeam factor comun, pe lângă x minus 2, adică B, înmulțit cu A plus B la puterea a doua. Și am obținut formula de calcul prescurtat, restrângem formula și spunem că este A plus B totul la puterea a doua. Așadar, înlocuim pe A și B cu ceea ce am notat mai sus și vom avea 4x plus 3 plus x minus 2 totul la puterea a doua. Calculăm necunoscuta 4x plus x este 5x, 3 minus 2 este plus 1 totul la puterea a doua. Așadar, radical din EDN să fie mai mic egal decât 3 înseamnă că fie îl încadrăm între minus 3, având uh, radicalul unui număr uh, la puterea a doua este în modul, da? ori scriem așa și calculăm, fie în cerință, dacă citim mai bine, ni se spune că este număr natural. Așadar, pe noi ne interesează doar partea pozitivă, adică 5n mai mic egal decât 2. Dacă n este natural, ce valoare poate să aibă n astfel încât 5 mulți cu n să fie mai mic sau egal decât 2? Singura variantă este ca n să fie 0, doar 5 mulți cu 0 care ne dă 0 este mai mic egal decât 2. Dacă am înlocuit deja cu 1, 5 mulți cu 1 ne-ar da 5, care nu este mai mic sau egal decât 2 așadar singura variantă a numărului n pentru care radical din n să fie mai mic egal decât 3 este n egal cu 0 aceasta a fost propunerea de rezolvare a acestui exercițiu dacă ai o altă variantă de rezolvare și ajungi să demonstrezi același lucru bineînțeles că vei obține punctajul. Dacă ți sunt de ajutor toate aceste explicații, te rugăm foarte mult să ne apreciezi cu un like. Dacă ai o altă idee, bineînțeles, așteptăm în comentarii să putem schimba opinii și ne vedem în următorul clip cu următoarea problemă. Așteptăm, bineînțeles, și baremul de mâine. Pa, pa!